România au cultivat 27.000 de hectare cu cartofi de consum în acest an, adică doar 8% din suprafața pe care o însămânțau înainte de 1990. În aceste condiții, nici nu e de mirare că mâncăm din import, iar puținii producători pe care îi avem se lovesc de o sumedenie de probleme, de la costurile tot mai mari de producție până la colapsul industriei conexe. Echipa Agricol a mers în Harghita și a discutat cu producătorii în căutarea unor soluții. Suprafețele cultivate cu cartofi în prezent nu mai asigură nici jumătate din necesarul de consum al populației. În Harghita, doar pe aproximativ 7.000 de hectare de teren au mai fost cultivați cartofi anul acesta, cu aproape 500 de hectare mai puțin decât anul trecut și la jumătate față de acum 10 ani. Suprafața se reduce constant din cauza costurilor mari de înființare a culturilor și a prețurilor infime pe care le primesc producătorii pe kilogramul de cartofi. Cu prețurile deocamdată se cere 15, adică 1 leu și 50 de bani ca preț de bază, dar oferta este până la 1 leu și 30. Cam așa doresc cei comercianții care își bagă banii în producția de cartofi și valorifică, pentru că pe tot lanțul cartofului, din păcate, câștigă politicienii, pentru că împing prețul în jos, ca oamenii săraci să aibă ce să mănânce. Acum 3, 4, 5 săptămâni am vândut. Unde ați vândut? În Catalonia. Insula, peninsula iberică. Am vândut și la Mercuriaciuc, parțial. Trebuie să laudăm și cu asta că o șaptime se cultive sau o zecime se cultive pe același suprafață, fără fungicide și insecticide. Agricultorii se plâng că producția a fost una sub așteptări din cauza secetei și a grindinei, care a distrus suprafețe mari de culturi, iar acum se vând mai bine cartofii de import. Prețul de vânzare depinde de calitatea de cartofului. A fost binișor, a pornit, acum a scăzut. A venit Polonia. Polonezii acum au început să scoate de o lună de zile și ei bagă tare acum. Agricultura în România, din păcate, nu a mers în direcție bună față de Ungaria, față de Polonia. În special am putea să luăm exemplu de la ei și la ora actuală vine cartof din Polonia cu 1 leu și 70 de bani la hotar. Din cartof fac bani numai cei din vestul Europei. Noi suntem obligați să dăm la urma urmei, că la urma urmei vindem și noi producția, dar la un preț mai mic. 90% din producători nu sunt protejați de stat și de conducerea noastră tuturor. Subvenții ceva primiți? Subvenții pe bază de suprafață, o ca oricine. Cei peste 30 de 0,3 hectare. Prețul cartofilor a ajuns astfel sub cel de producție. 1,30 de bani pe kilogram se oferă de către comercianți și nici aceștia nu sunt prea mulți. Producătorii spun că dacă acceptă să-și vândă producția sub 1,50 de bani pe kilogram, ies în pierdere și riscă să ajungă în faliment.